Oh, doamne, n-am fost niciodată spy. Acum este momentul să-mi fac de cap. Aoleu! În regulă. Ok. Un tast aici. Oare cine este impostor? Vom afla în episodul următor din... scuze. Noi să fim sănătoși, am ori rugby, putem da skip. Da, Pateu. Clasic. Unde am găsit cadavrul? Bă, de ce l-ați omorât pe Pateu? Bă, ia stați așa, bă, ia stați așa. De fapt l-ați omorât pe rugby, hai să... Care cum l-a omorât, că n-a... Da. Nu-i frumos. Unde e cadavrul? Totul până la rugby. Nu, așa, hai, spune Andrei. Cred că rugby era cu noi, nu? S-a făcut la grămadă. Ce vezi fix pe rugby? Da, unde erați? Eu nu știu că pute, de ce n-ai fix pe rugby? Pinky! Pinky! Ce mă erați? Așa a fost o țintă! Unde erați? Sus, în Advin. Sus? Sus? Sus, în Advin. Sus? Sus! Acum n-am mai votat Pink când nu e lawyer. Păi acum nu pot să votez dacă sunt lawyer. Are și el dreptate. Că știu cine eu ești, eram, da? Eu eram la launchpad, vorbeam și eu cu iubirea vieții mele și mi-ați omorât omul. Ah, de față cu tine. La launchpad? Da. Dar ce faceți mă la launchpad? Stați un pic, dacă primul kill a fost în spate. Că știu că eu cu Teo l-am lăsat pe Pateu în spate, dacă ți-amintești eu când s-au dat luminile. Da. Și viața mea, Dani BH era în spate. Bă, viața ta, Dani BH era la launchpad, că vorbea pe Yahoo Messenger cu Pateu. Pink e safe rău de tot, vă zic eu. Păi și a fost rădat în dragoste, Pateu înseamnă. Sau? Și astea că e safe, eu cu astea că eram laborator singuri. Da. Ți avocați avem în jocul ăsta. Pe toți. Pe toți. Am făcut toți dreptul, ce să mai... Deci dăm skip și aia e, hai. De ce? Trebuie... Bă, dar fiecare meci sunt eu. Nu știm nimic, ești nebun. Păi, mai pune mâna și tu pe o carte, Pink. Doamne, se trolează rău. Încercați să văd dacă vrea să facem double kill, dar n-a vrut nimeni să facem double kill. I hate Pink se comportă puțin dubios, puțin mai mult. E fi cineva? Ah, nu e nimeni. Ok. Pink, ok, mare, nu știu pe cine am omorât. Oh, ușor. I-ai văzut făcând ambii kill-uri? Nu te-am văzut pe tine. Păi pentru că eu am fost ultimul. Tifu. Pentru că sunt șerif. Sau Tif. Sau Tif, of course că sau Tif. Cum ai fost tu atunci? Păi și ce? Da, nu, sunt șerif. Ok. Și nu știu pe cine am omorât. Știu că deci fii atent, era un corp. S-a făcut un kill. Luca. Deci da. Noi doi suntem mereu acuzați, dar fii atent. Cam acum un rol și eu am stat cu Pink și a crezut de mai multe ori că o să facem kill-uri împreună și eu zic că este Pink. What? Opa. Ce eu am văzut pe Pink când a făcut kill-ul, dar ce drept a mai făcut cineva? Stai, cine a zis ce? Eu. Nimic. Mai puțin. Deci stai, nu, again, zi cine ce? Nici eu n-am înțeles. Eu am înțeles ce zice, deci, dar nu pot să... Păi nu pot să zic ce pe șlau. Am înțeles ce zice ea. Că ești impostor.
Nu, asta zic. Eram șerif și am făcut kill, stai că nu înțeleg. Da, da, tu ai crezut că ești în echipă cu cineva, Pink. Mm-hmm. Ca șerif? Da, de gol. Nu ca șerif. Nu ca șerif, Teo! Ce? Teo, stai, ce echipă? Teo. Ce echipă? Hai mă, Nacăl, că zic eu pe față, dacă mori aia e. Nacăl e spy și tu ești impostor, hai. Mamă, gata, a zis, a aruncat în aer. Dar spy-ul nu vede cine e impostor. Păi nu vede, dar a zis, că, a zis că ai crezut că dați double de mai multe ori, așa a zis. No, și eram, eram fix lângă tine acum când ai făcut kill-ul. Ce treabă ai cu mine, că eu sunt șerif, eu nu știu că tu ești spy. Nu am pus Pink. Bă, nu știu. Mamă, deci Nacăl a zis gen, da, știi ce, eu sunt spy și... Ei, nu, dar îți dai seama dacă e impostor, că se... Bro, dar cum a gândit-o Nacăl că... Am adică e femeie și nu poate să gândească sau ce vrei să spui? Mă, cum a gândit că gen sunt impostor cu ea când eu eram șerif? Are creierul mare! Okay. Nu, ca idee gen habar n-aveam ce vrea de la viața mea, like, chiar nu voiam să fac niciun double kill cu ea, ești nebun. Cum adică... Mai e Pink în viață? Gai, spune-mi înseamnă dacă mai e cineva în viață. Eu zic că e Pink acolo. Sau doar trolez foarte tare. E Luca. Pentru că... Pentru că eu tocmai am ieșit din office și m-am dus în sus că aveam task în greenhouse. Și îl văd pe Luca cum coboară. Nu, am coborât, am venit în admin. Ok, continuă. Te-am văzut cum cobori pentru că am văzut și footprints. O să zic și eu după, dar spune tu, hai. Footprinturile tale erau de sus, din greenhouse. Footprinturi, ok. Bun, fiți atenți, eu am ieșit din admin. Și tu veneai dinspre office, într-adevăr. Kill-ul era la greenhouse sus, care, dacă cum bine știm noi harta asta minunată de ne pune Pink să o jucăm, are un vent la greenhouse și poți direct să te duci la office. Deci tu poți foarte... Ești de acolo. Nu zic că ești tu, dar eu am eu văzut zic... footprints de la tine, Luca. Am văzut efectiv nu, footprints de la corp sau sus pe tine. Nu, am văzut footprints venit eu n-am fix venit de sus, corp. Eu am fost admin. Deci l-am văzut pe Dani că m-am asigurat că a făcut O2, gen s-a dus în sus la O2 și m-am dus la admin, că n-avea rost să mă duc și eu cu el. Footprints-urile erau fix în partea aia și tu veneai de sus. Nu am ce eu am venit de la admin și v-am spus, dacă e să fie Carina 2000 IQ, un vent la greenhouse și te duce fix în office de unde ai venit tu. Eu nu sunt 2000 IQ, eu nu știu să joc impostor. Da, nu putem să mergem pe premiza asta. Sau poate nu ești tu. Dar eu ți-am zis, bă, ăla-l meu. Traseul meu, eu n-am venit de sus niciodată în viața mea. Bă, suntem efectiv numai 5. Da. Bă, credeți-mă, sunt detectiv, i-am văzut footprint, am văzut spun... cum a venit de sus și eu sus era kill-ul. Ok. Nu înțeleg ce se întâmplă. Meciul ăsta mi-a dat cu o virgulă la creier. Ce se întâmplă? De ce îl ținem înconțit acolo pe Azteca? Bro, ce ne jucăm? Cam filmele cu prost.
Deci e clar că e Alex Gabi Carinu, nu-i așa? Da. Da. Okay. Bă, Alex Gabi, dar ți-a luat 10 primăveri să faci un kill, băga-mi aș picioarele că te-ai... Fă, mă, erai, și dă vina pe altcineva. Erai impostor? Eram tif și apoi impostor și tu ai zis la panorama aia cu... ai căutat să faci double kill cu mine, mai like, dar mi s-a părut, da, uite, ai stat foarte mult pe lângă mine, cum nu știi cine sunt roz, ca o bombonică. Bă, cred că faci și eu sunt roz. Dacă erai spaina că vin, dar nu mai suport, mă, Alex Gabi gen și-a bătut joc maxim, bă, a zis, bă, eu nu fac kill. Și s-a plimbat 2 minute pe hartă de unul singur, gen. Da. Victorie. Care n-a văzut? Stai, mă, ce se întâmplă? Uitați! Victorie. Și pui mei. Bă, nu contează, fă chinuri. Că mai era și Teo. Bă, cine nu votează? Eram eu, Alex votează. Bro, sunt 3. Mort. Alex Gabi. Băi, am ieșit, vă pup, ne auzim. Doamne. O seară bună tuturor, vă iubesc. Nu mai dai spoiler, adică lasă-i întâi să voteze măcar, că poate să ce scotea. Ce să voteze, mă, că nu se scotea, că votase ăștia. Nu votase când ai zis. Oricum, și-a bătut și urmă, și-a bătut. Ok. În regulă, suntem pe o nouă hartă, și anume pe Mira. Avem 2 impostori și numele meu este Jackal aici, dacă aș putea să știu. Unde sunt pe hartă? Ah, nu am nimic aici. Ok. Stai. Ce trebuie să fac? Oh, task. Enter ID code here. Fix wiring, așa. Kill everyone, Jackal. Ce? Kill everyone? Cum adică? Ce înseamnă chestia asta? Ce fel de ăsta sunt? Nu înțeleg. Stați, sunt 2 impostori. Și eu sunt Jackal și ce fac mai cu ăsta al meu, că chiar nu înțeleg. De ce nu-mi dă report? Chiar nu pricep ce se întâmplă. Ce? De ce nu mi s-a dat report? Dar ce facem? Ce-i asta? Și totul meu la balcon. Okay. Cum ajung acolo? Nu înțeleg, trebuie să omor oameni? Kill everyone. But why? Bro, care sunt? Care erau șansele? Deci vă bate joc, n-ați făcut un kill. Bă, până iar acum. Bă, iar te chiar și-au bătut joc. Ok. Impostorii vă bate... A, avem vulpere. Avem și o întrebare. Am și o întrebare. Ce rol are Dani? Pardon, ce ai făcut Dani rolul ăsta? Ce Dani e rolul? Spune ce rol ai, că cred că știu. Bun, cu cine eram aici sus? Eram cu Carina în admin și office. Da, eram eu și mai era cineva. Ce, eu sunt în pe că Pateu, era și Pateu. Nu știu unde sunt. Deci noi am fost departe de kill-uri, ca da, idee. Da, adică eu sunt la admin. Asta nu știu, că unde era acolo, acolo nu era, adică că ne-am plimbat. Da, ideea e că s-a dat report doar pe Teoș, dar nu adică era și Dragoș. Nu știu că să vă spun de kill-uri, ca să-mi spuneți unde e toată lumea, că... Păi noi suntem luați undeva. O să zic ceva? Nu m-am luat cu nimeni. O să zic. O să zic. Poți să zici? Bun, deci eu vreau să vă zic ceva, dar am nevoie să mă credeți toți de aici. Ia, da, niciodată. Iară. Eu știu cine sunt impostorii. Cine, ia? Cine? Eu Lucaru. Știu. Atât am vrut să zic, că eu știu cine sunt. Asta bă, e ca să te omoare cine... Păi și nouă. Nu, stai să te bă, dăm eu zic afară, să-l votăm pe Luca. Eu vreau să vă zic. Nu, că e gister. Eu vreau eu să vă zic că Dani BH și impostorii. Ok, n-are cum să fi făcut toate testurile. Eu vreau să ne distrăm.
Să votăm pe Pink. Pink e cel mai suspect de aici. Bun, hai. Ok, deci mamă. Okay, nu. Bun, fiți atenți, vă rog. Hear me out. Pink. Deci, eu nu știu cine vrea să-mi jure dacă are. Impostorul. No, actually, that's skip, unul, Rod, e... Bă, unul dintre impostori este supărat. Eu l-am votat pe Pink, trebuie. Și-a dat skip acum. Cum? Unul dintre impostori. L-am votat pe Rodby, dar mai bine dat skip, că sigur trolează că e Jester. Trolează că e Jester. Care era mai de-aia în chat de a vedea ce face tot rolul tău? Flash, mă. Flash, mai rol. Sau semne exclamării mai rol? Dar nu știu dacă merge pe mod pe costa. Nici eu habar de am ce face rolul meu. Vreau să încep prin a spune acest lucru. Că habar de am ce face rolul meu. Unde-i, mă, chestia aia? Stai așa. Deci, kill everyone. Asta este rolul meu. Kill everyone. Jekyll Among Us. Jekyll is part of an extra team that tries to eliminate all the other players. The Jekyll has no task and can kill imposters commits murders. The Jekyll... Bun. Ce vrei azi? Te-ai speriat, nu spune, te-ai speriat. Zici tu, Adri, zic eu. Nu știi să faci testul cu platele, ce? No. Hei, nu înțeleg de ce vă luați mereu de mine. În primul rând, să-i fie rușine ăluia care mi-a șters rolul. În al doilea rând, în prima rundă, eram vulture. Și wow, m-am dus către cafeterie. A, și acolo era mort cineva. Îi torni pe impostori că ți-au furat rolul. Da, păi ce se întâmplă aici? Nu cred așa ceva. Eu eram prieten cu Adri și mi-a scris, bă, vezi că stăia. Iubiți, eram iubiți. Mă rog, prieteni, încă suntem în... Cineva mi-a șters rolul. Wow, Rodney! Rodney. Erau paie. Adri, fă onorurile, cine sunt impostorii? Deci e cafeterie, mort leșinat acolo, nu știu cine stătea, cred că săracul, Dragoș sau Teo, nu știu, sunt sigură. Era... Și de acolo fugeau Zâză Andrei cu Antonia Knuckle. Incredibil, Antonia Knuckle din nou. Da, deci pentru faptul că Zâză mi-a șters rolul, eu nu mai am încredere în el. Rodby, ai încredere în mine, eu nu sunt. Eu nici n-am fost acolo, dar cineva mi-a șters rolul. De cine vot în primul? Zz ca boar. Nu, Zz nu e, deci... Ok. Dacă m-ați fi ascultat în prima rundă, eu v-am zis, dar... Dacă m-a votat, Jester. A pierdut arena, bun. Păi tu mi-ai zis că e Pink, mă, Luca, cum facem? N-am zis, am zis că e supărat și a dat skip. Ce-a dat skip? Păi dacă o să nu te superi când începe Roddy să vorbească, ești nebun? Da, pe bune, și m-ai supărat. Chiar nu înțeleg, eu trebuie să omor pe toată lumea. Bun, și acum mai vorbim, mai? Da. Chiar nu pot să înțeleg. Să omor pe toată, dar care-s impostorii, gen? Asta e întrebarea. Care-i impostor? Cine-i impostor? Mă, avem impostori în meciul ăsta? Asta e întrebarea. Eu chiar nu înțeleg. Hai să mergem împreună. Să stăm together forever. It's me and Gretel. Best friends. Chiar nu. Alex, Gabi, ce faci, prințul meu? Nu era Knuckle. E Luca, e Alex Steve. Gabi sau Luca. Să eu. O să fiu eu, o să fiu să avem Adri că sunt eu. Hopa, păi noi avem un tif. Ești golan, Alex Gabi. Karin e Evil Guesser și ei n-au făcut nimic, așa au făcut 2 kill-uri. Nu, cine era mai ceasul? Deci, guys, eu nu înțeleg ce se joacă pe această hartă, pentru că eu cu Alex Gabi eram Jekyll amândoi și nu știam. Oh my god, practic eram a doua tură de impostori, dar Karinu și Costeca n-au făcut niciun kill. Alex Gabi n-a făcut niciun kill. Deci pe Zâz Andrei l-au dat afară, care săracul el nu era vinovat cu nimic. Și eu am făcut 2 kill-uri, deci avem 2 impostori și un Jekyll și nimeni nu-și face treaba. Eram 4 oameni care trebuia să omorâm alții 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci sunt 9 persoane și din 9 persoane, 4 oameni trebuia să omorâm 9 persoane, adică
dacă fiecare făcea câte un kill pe rundă, meciul ăsta era deja terminat. Dar n-au făcut nimic și nu înțeleg de ce, ce Dumnezeu. Wow, l-a dat afară pe Alex, Gabi, săracu. A, dar de fapt, actually, el m-a omorât. Și eram din aceeași echipă. Noi eram din aceeași echipă. Și m-a omorât, mi-a dat bucată, dar nu știi cu cine pici. Wow. Foarte tare. Mi-a plăcut, nu știam de modul ăsta, dar chiar mi-a plăcut. Să încercați, guys, chiar te simți altfel.